Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și tătător de viață, vino și te slăjiește în noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Doamne ajută, bună seara tuturor! Facem un test să vedem dacă merg traducerile în căști. Ça va pour les traductions? Ça va. Cei care aveți nevoie de traducere, avem și căști. Ridicați mâna și vi le aducem de aici din spate. Și aseară am folosit vreo, nu știu, 20, cred, de căști și un lucru îmbucurător. Să avem și francezi care doresc să-l asculte pe părintele Vasile Mihoc, care revine sunetul în biserică, îl aud și eu. Da. Bună seara, părinte, vă mulțumim. Părintele Vasile Mihoc a poposit în parohia noastră timp de 4 zile. Și spuneam astăzi, părinte, să știți că și dacă mâine dumneavoastră vă întoarceți acasă, plecați, dar nu ne-ați părăsit. Noi o să vă simțim prezența și învățăturile și îndemnul de a citi în Sfânta Scriptură și de a pune în practică și în slujbe, dar și în viețile noastre. Părintele profesor, după cum știți și am spus și zilele trecute, am plinit 75 de ani, preot de peste 53 de ani și jumătate, bunic, are 40 de nepoți și atunci am propus cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Iosif, cu voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința Părintelui, i-am propus 2 întâlniri pe lângă slujbele din biserică. Aseară am avut o întâlnire despre tineri, unde s-au abordat subiecte atingând și tema zilei de azi. Subiectul zilei de azi și discuțiile pe baza temei de azi, cu întrebări, cu răspunsuri, vor fi despre părinți. Părintele în ziua de azi și Părintele, bineînțeles, ne va întări în sfaturile pe care ni le va da cu texte din Sfânta Scriptură, cu exemple. Impresionant câtă bogăție are Sfânta Scriptură și cum Sfânta Scriptură ne dă răspunsuri la toate întrebările, doar să știm să căutăm în Sfânta Scriptură răspunsuri. Părinte profesor, vă mulțumim. Mulțumesc. Cuvintele sunt prea puține pentru dragostea pe care dumneavoastră ne-o arătați și pentru faptul că arătați mai odihnit decât noi, cu un program destul de încărcat, însă rugăm pe Dumnezeu să vă dăruiască sănătate mulți ani de acum înainte, să ne bucurăm de a mai sluji împreună, de a ne vizita unii pe alții credincioși din această parohie, să vină să vă viziteze biserica dumneavoastră, o frumusețe, să ne întâlnim și cu doamna preoteasă și vă mai așteptăm și aici în această parohie când o să vi se facă dor de biserica de la Courneuve. Părintele a și tradus copiilor plecând la miaz spre casă, zice, am fost la Courneuve, la o biserică, Biserica Sfinții Treierari. Și familia părintelui a văzut că s-a transmis, s-a publicat predica părintelui și a tradus, zice, curtea cea nouă. Și la cealaltă parohie se numea Romanville, adică parohia orașul românilor.
Noi traducem și vrem să ne apropiem multe lucruri, însă peste toate acestea, bucuria de a fi împreună cu credincioși și din alte parohii, cărora le mulțumesc, bucuria de a fi împreună cu părinți, împreună slujitori din regiunea pariziană, ne face să credem că veți mai reveni în această parohie. Noi vă așteptăm și vă mulțumim pentru toate. Să rămână! Preacucernici preaiubiți Părinte Mircea, preacucernici preaiubiți părinți, preaiubiți frați și surori, când traduc curtea nouă, gândesc că exista și o curte veche. Nu? Știm opera Craie de Curtea Veche, nu? Asta este Craie de Curtea Nouă. Mă bucur foarte mult să fiu aici și mă bucur pe zi ce trece. Părintele spune că arăt odihnit, pentru că sunt odihnit, pentru că n-am decât o grijă. Când plec de acasă, n-am decât o grijă. Acasă am multe. Și acasă am toate temeiurile să nu fiu obosit. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua și pentru seara aceasta deosebite. Mulțumesc celor care cu drag m-au invitat, Părintele Mircea, familia dânsului, comunicați cu Doamna Preoteasă înainte, obștea bisericii de aici, sigur, înalt preasfințitul Metropolit Iosif, care așa urând Dumnezeu ca să am o prețuire, o stimă, o dragoste deosebită față de dânsul. Să mă abat puțin de la temă. Vreme de 16 ani eu n-am avut parohie. Eram profesor și ca profesor trebuia să stai în facultate, cam așa era situația pe atunci. Și am tânjit după munca de preot. Și în 90, când m-a căzut comunismul, am deschis o capelă în spitalul de psihiatrie din Sibiu, un spital foarte mare de psihiatrie, pe care îl cunoșteam, că mai vizitam pe bolnavi acolo și am deschis o capelă. A fost cândva o biserică acolo și care fusese ocupată, avea și eu așa o cupolă ca aici, era mai mică, sigur, dar cupola au acoperit-o, că era pictată. Și-au pus niște bare de fier, niște, și-au pus o pânză, așa să nu se vadă pictura, era pantocratorul, și o transformase în arhive. Bine. Dar am deschis biserica aceea cu dorul de a sluji și am slujit acolo ca voluntar vreme de 8 ani de zile. În acea perioadă era înaltă sfințitul student la Sibiu. Și el avea colțișorul lui în capela noastră. Deci venea foarte mult la biserică, la noi. De asta mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc la preasfinției sale pentru toată dragostea și pentru tot ce înseamnă lucrarea bisericii în această regiune a Europei și în Franța în special, tot ce înseamnă misiunea dată Sfinției sale și misiunea bisericii noastre în această parte a lumii. Înseamnă foarte mult. Vorbeam cu Părintele Iulian acum, noi nu putem calcula acum și nu putem să înțelegem toată importanța a ceea ce se întâmplă în vremea noastră, sub ochii noștri, inclusiv cu această diaspora ortodoxă. Dar toate sunt în planul lui Dumnezeu. Și noi dorim să fim în slujba și în împlinirea acestui plan, fiecare cu chemarea noastră. Tema fixată este foarte complicată. Așa Părintele a formulat tema. Părinți în biserică și în societate.
Sigur, noi știm tot ce înseamnă părinți, ce înseamnă familie, că toți ne-am născut într-o familie și aproape toți trăim într-o familie. Iar multe persoane mai tinere care încă nu au familie proprie, au un vis sau un ideal să facă familie, ceea ce e normal, frumos. Dumnezeu ne-a creat. Familia este o creație primordială. Există de când există omul. Și o taină primordială. În teologie se vorbește de o taină înainte de taine. Tainele bisericii, care țin de biserica însăși ca taină, deci este Hristos taina mai întâi. Hristos, taina unirii lui Dumnezeu cu omul. Asta e taina primordială. Apoi, din taina Hristos, se trage biserica taină, care este taina unirii cerului cu pământul, la Dumnezeu cu oamenii. Biserica taină are sfinte taine. Toate aceste taine nu există înainte de Hristos venit pe pământ și înainte de biserică. Sunt tainele bisericii. Ei, una din taine precedă biserica. Și asta este căsătoria. Taina primordială, taina care este din Eden, de la început. Taină. Dumnezeu creează pe om, spune textul Bibliei, spune că la singular Dumnezeu l-a făcut pe om, bărbat și femeie l-a făcut. E un singular și totuși un plural. Sunt doi și totuși una. Că cei doi, una vor. Și încă din Geneza apare această formulare că va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Cum să fie doi și una? Nu? E taină. Doi oameni care sunt străini, unul e din Maramureș, altul e din Franța, se unesc și deodată din doi devin una. Creează o nouă unitate, o nouă entitate, o familie, care se nasc copii, o taină, minunată taină, de o mare putere, de o mare frumusețe. Asta ne spune ceva și despre taina treimii. În trei și unul. Cei care au așa o rutină îngustă spun nu se poate, asta nu e rațional. Ori trei, ori unul. Ei, așa ești la familie, ori sunt doi, ori sunt unul. Ei, sunt doi și totuși unul. De asta și preotul acolo spune că așa a vrut Dumnezeu. Nu ne facem ceva că vrem noi. Acum oamenii vor altceva. Vor să distrugă taina creând altfel de, așa zise, unități. Dar nu merge. Pentru că nu a vrut Dumnezeu așa. Deci toate încercările, vedeți, pentru care se cheltuie multă energie și multă imaginație și mulți bani și multă propagandă, toate nu duc nicăieri. Pentru că ce a unit Dumnezeu nu, să nu despartă, să nu despartă, este o poruncă. Familia este creație dumnezeiască, minunată. Iar familia este tată, mamă, copii. Părintele a spus că eu am nepoți, dar am și copii. Ca să am nepoți, trebuie să am copii, nu? Drept că dai nepoți, ești un alt fel de tată. La o conferință a taților, eu merg în fiecare an la o conferință a taților în Polonia. O asociație creștină, catolică, Sfinții Chiril și Metodiu, a avut o inițiativă, cu mai mult 18 ani în urmă, care se numește Tatonet. Tato înseamnă tătic. Un net, o rețea a taților, care funcționează foarte bine în Polonia.
Eu am fost de la prima întâlnire, prezent, invitat acolo, la Lublin, prima întâlnire. La prima întâlnire au fost vreo 30 ceva de tați. M-au avut apoi întâlniri cu 1200 de tați. Dați seama, vorbești la o sală imensă și spui, nu ladies and gentlemen, cum se spune de obicei, spun gentlemen, numai tați, numai bărbați. Și la unele din aceste întâlniri a participat inclusiv tatăl președintelui Republicii, lui Andrei Duda. Și nu mai spun că am primit și onoruri din partea Republicii Polone. Primit, m-a onorat foarte mult. Crucea de cavaler, crucea ordinului de cavaler a Republicii Polonia. Pentru întâlniri cu tații. Frumos, foarte frumos. Că familii bune, poți avea bune dacă ai și tați buni, numai mame bune. Adesea spune că mame bune, da. Dar dacă ai tați care nu prea sunt buni, ce faci? Ai mame chinuite și copii chinuiți, nu? De asta, la aceste convenții ale taților, participă oameni din toate straturile. De la artiști, de la alpiniști, de la mari performeri, știu eu, la curse auto, scriitori, filozofi, oameni, businessmen și așa mai departe, oameni muncitori și așa mai departe. Toate categoriile, avem seminare pe mai multe grupe și foarte interesant. Oameni care sunt interesați să fie mai buni tați. Că sunt tați și mulți sunt foarte buni, dar cred că e loc de mai bine. E loc de mai bine, asta, cu asta să rămânem în minte, e loc de mai bine pentru toți dintre noi. Fiind mai buni tați. De ce am pornit să vă spun despre această istorie? Că ar fi multe să vă spun. Multe experiențe foarte frumoase cu tații din Polonia. Și visez să putem avea așa o organizație și în România. Avem nevoie de ea. Te dau o idee părintelui și mă trezesc mâine că avem aici prin Franța. Pentru că la o conferință în aceasta am pornit să spun, zic că este grozav să fii tată. Exact, un singur lucru mai ceva decât a fi tată. Să fii father, să fii grandfather, să fii bunic. Care tot un fel de tată e, da? Cu barba albă. Deci Dumnezeu e tată. Dumnezeu e tată, îl numim tată. Și înțelegem ceva despre Dumnezeu, cât putem noi înțelege, tocmai prin această denumire. Mai mult, Iisus ne-a învățat să ne adresăm Părintelui Ceresc cu o denumire, cu un titlu foarte intim. Daddy, cum s-ar spune în engleză, nu? Tăticule, tătuță. Un teolog de limbă germană, Joachim Eremias, a scris o carte frumoasă, Abba, Jesus und sein Vater. Abba, Iisus și Tatăl Său, Jésus et son Père. Și el dovedește în această carte că evreii nu îi spuneau Tatălui Ceresc Abba. Numai Iisus îi spune și Iisus ne învață pe noi să-i spunem. Și noi avem rugăciunea Tatăl nostru, nu? În care toți îi spunem lui Dumnezeu Tată. Joachim Eremia spune că Abba nu înseamnă de fapt Tată. Abba era cuvântul folosit pentru Tată în gângureala copiilor foarte mici. Auziți? Nu, deci maturii. Și că Iisus, învățându-ne să spunem Abba, și Iisus ne învață Duhul Sfânt, Sfântul Apostol Pavel spune că în rugăciunea noastră ca creștini, Duhul se roagă în inima noastră,
și strigă Ava, părinte. Romani, capitolul 8 și Galateni, capitolul 4. Sunt două texte în care Apostolul Pavel vorbește despre această adresare. Pentru noi suntem înfiați, am fost înfiați, în fierea, și ca fii al lui Dumnezeu, îl numim pe Dumnezeu tătuță, tăticule. Dar evreii nu se rugau așa, nu îndrăzneau să spună așa. Numai în Hristos am dobândit această cinste, această acest drept să ne adresăm lui Dumnezeu cu un cuvânt foarte intim. Dați seama cât se bucură părintele când vede copilul care începe să gângurească. Eu nu știu să vorbească, gângurește ceva. Dar gângureala lui e mai scumpă decât orice discurs, nu? E așa este lui Dumnezeu. Gângureala noastră, că rugăciunea asta e o gângureală, rugăciunea cea mai bună a noastră, este o gângureală de prunc mic. Dar lui este scumpă. Pentru că toată Scriptura ne arată când ne iubește Dumnezeu. Nu, așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, cine l-a născut, l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Dumnezeu își descoperă iubirea, în mod suprem, și o descoperă prin trimiterea Fiului Său ca să moară pentru noi. Și avem un cuvânt în Scriptură extraordinar. Dumnezeu Tatăl, care este Tată, își descoperă inima unui alt tată. Știți, Dumnezeu e atât de mare, dar se face atât de mic și condescendent cu noi, încât această antinomia, îmi spune, este extraordinară. Și aș vrea să citesc numai două versete de la începutul capitolului 22 din Cartea Facerii, din Cartea Genezei. După acestea, Dumnezeu a încercat pe Avram și i-a zis: Avrame, Avrame! Iar el a răspuns: Iată-mă! Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, și du-te în pământul Moria și adu-l acolo ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Deci când citești aceste cuvinte, Avram a avut greu un fiu. La 99 de ani al lui Avram a rămas soția lui însărcinată cu Isaac. Toată viața și-a dorit copiii. Dumnezeu le-a promis, au încercat că le va avea urmași prin robul lor sau mai târziu prin Agar. Ei, Dumnezeu le-a dat un fiu. Fiul acesta era mărișoră. Când Dumnezeu îi dă această poruncă de la Geneza, capitolul 22. Și când citește aceste cuvinte, pui: ia pe fiul tău, pe singurul, pe unicul tău fiu, pe care îl iubești. Toate aceste cuvinte ne duc la Hristos. Imediat zic: fiu, unicul fiu, a tot iubit, asta e Hristos. De fapt, știm că această încercare a credinței lui Avram, numită în versetul 1, nu s-a finalizat până la urmă. Deci nu l-a lăsat pe Avram să-și aducă fiul jertfă. Dar de fapt, Tatăl Ceresc îi spune lui Avram, care era prietenul lui. Avram în Scriptură e numit prietenul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu are un prieten. Și îi spune prietenului taina lui cea mai adâncă. Pentru că spuneam, când citești aceste cuvinte, gândești la un alt tată decât Avram și la un alt fiu. Tatăl Ceresc îi spune tatălui Avram o taină pe care Tatăl Ceresc o poartă în inima sa din veșnicie. Când îi spune istoria mai departe, cum Avram a ascultat, l-a luat pe Isaac, pleca departe la muntele Moria,
cum mă lăsa pe niște slujitori cu ce aveau ei acolo în urmă și mergeau amândoi împreună, spune. Isaac ducea lemnele pe spate, asta ne-a aminte că Hristos și-a dus crucea pe spate și ne putem imagina ce era în inima lui Avram atunci, nu? Și când Isaac spune, tată, zice, iată, avem lemne, avem foc, dar unde-i mielul, unde-i oaie de jertfă? Și ce s-a întâmplat în inima tatălui atunci când în inima lui spunea, tu ești oaia, tu ești mielul. Tatăl Ceresc din veșnicie, mergând, îmi spune așa, sigur încercând antropomorfic cumva, mergând pe calea aceasta veșnicie alături de fiul său, îi spunea inima sa, tu ești oaia, tu ești mielul. În veci. Tatăl își descoperă taina inimii sale lui Avram, prietenul său. Un tată și un fiu. Spune asta ceva despre cum Dumnezeu se revelează prin creația sa, prin cei care îl urmă. Sau ne spune cartea Afacerii despre un alt tată, despre Iacov, nepotul lui Avram, când a fost vândut fiul său Iosif, fiul preferat, și cu atât mai preferat cu cât mama lui murise tânără, Rebeca, mama lui Iosif, murise tânără, murise, știți, în drum spre Canaan, spre la Betleem, cei care au fost în Țara Sfântă, știți că la Betleem până azi există mormântul Rahelei. Și tatăl nu s-a putut consola niciodată. Trecut ani și ani. Dar ce se întâmplă în inima tatălui când vin frații lui Iosif și îi spun, să citim la Facere, capitolul 45, când se întorc fiii a doua oară din Egipt și au ajuns în Canaan, la Iacov, tatăl lor, și i-au zis, iată, fiul tău trăiește. Domnește în Egipt și mai departe, îi spun taina aceasta. Ce a fost inima tatălui? Și tatăl, bătrân, neputincios, hotărăște să lase totul. Și spune inima lui Iacov, încă rămăsese rece și nu-i credea pe ei. Iar dacă i-a spus și toate cuvintele lui Iosif pe care acesta le zisese lor și dacă a văzut căruțele pe care le trimisese Iosif ca să-l aducă, că Iosif trimisese și căruțe, trăsuri după tatăl, atunci a înviat Duhul lui. Ce frumos spune textul. A înviat Duhul lui Iacov. Tatăl lor. Și a zis Israel, Iacov se numește și Israel, voi merge să-l văd înainte de a muri. Iacov pe loc se hotărăște, lasă totul, care are o familie mare, 70 de bărbați numai, familie mare, cu toată familia și-a plecat în Egipt. Să-și vadă fiul. Ce moment extraordinar și vezi cum recunoaștem aici un alt tată care își caută fiul, care se bucură de găsirea fiului. Dumnezeu Tată, Biserica Mamă, Maica Domnului Mamă, vedeți, avem acest model familial în Scriptură, atât de important. Și când suntem în familie părinți, să avem mereu în vedere faptul acesta. Și model, această întemeiere a unirii noastre în familie, în Dumnezeu, în Creator, în ceea ce Dumnezeu face pentru noi,
În taina trimiterii Fiului Său. În faptul că Dumnezeu, de fapt, așa cum și-a descoperit taina lui Avram, de la tată la tată. Foarte interesant. Facerii 22 vorbește Dumnezeu de la tată la tată. Ei, Dumnezeu face așa cu orice om credincios. Noi de fiecare dată când suntem credincioși ca Avram, că noi toți suntem fiii lui Avram în credință, spune Apostol Pavel, foarte hotărât, Dumnezeu ne se dezvăluie. Ne vorbește de la tată la tată. Apropo de viața copiilor noștri. Și atunci inima noastră se lărgește și simțim că ni se întâmplă așa o înțelegere mai presus de înțelegere. Că și prin viața noastră, așa nevrednic cum este, și prin persoana noastră, prin copiii noștri, prin familia noastră, Dumnezeu își dezvăluie lucrarea, taina, voia Lui. Și ce extraordinar este toată această lucrare de mântuire a lumii, care se împlinește nu așa la un mod globalist. Dumnezeu nu e un globalist în sensul de azi, de ăștia care dau directive. Nu, Dumnezeu lucrează la planul intim. În mic, am spus. Vezi? Dumnezeu nu vine cu directive să se întâmple cu tare lucru. Nu. Și lucrează la inima noastră. Și ne se descoperă, se revelează. Descoperi în lucrurile noastre cele mai intime, cele mai adânci. Și atunci suntem cuceriți de toată această lucrare care are ca temei, ca izvor, bunătatea, iubirea negrăită a Creatorului pentru noi, descoperită în mod suprem în Hristos. Cred că mă lungesc prea mult și aș vrea să avem timp de discuții, dar hai să mai citim. Două cuvinte. Sfântul Apostol Pavel în epistole sale dă îndrumări diferitelor grupe de credincioși. Pildă copii, părinți și iată ce spune la Efeseni capitolul 6 versetele 1 până la 4. Stați-mă că n-am ochelari, cum a zile trecute călătorii, nu știu, mi-am stricat ochelare de firmă, aveam ochelare de firmă, așa de la părintele. Scria pe Made in China. Era ochelare de câțiva lei, de la supermarket, știți? Dar eu când iau mai mult, dar pe rând, pe rând mi s-au stricat toți. Și am rămas să mă descurc fără. Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, că aceasta este cu dreptate. Fiți atenți la această ascultare în Domnul. În Domnul. Că la fel se spune și femeilor, să se teamă de bărbaților, dar acest corectiv, această precizare în Domnul, spune totul. Nu? Adică în dragostea Lui, în lucrarea Lui, în bunătatea Lui. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, care este porunca cea din tâi, cea din tâi cu făgăduință. Făgăduința urmează ca să-ți fie bine, să trăiești mulți ani pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i într-o învățătura și certarea Domnului. Iarăși, Domnului. Da, apare și cuvânt. Deci nu asuprești, să nu întărâți la mânie pe copii. E și certare, dar certarea Domnului. Nu tu ești cel care cer, ci Domnul care ești, e tot iubitor. Învățătura, certarea Domnului. Mai întâi îl înveți pe copil și când vezi că el nu împlinește destul învățătura, atunci vine certarea. Dar trebuie să-l înveți mai întâi. Știți, foarte mulți ne ceartă azi fără să ne fi învățat mai înainte. Și un text paralel
De la Coloseni, capitolul 3, versetele 19 până la 21. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre și nu fiți aspri cu ele. Copiilor, ascultați pe părinții voștri întru toate, căci aceasta este bineplăcut Domnului. Părinților, nu ațățați la mânie pe copiii voștri, ca să nu se deznădăjduiască. Auziți? Noi avem azi această situație devenită fenomen social. Copiii deznădăjduiți. Parcă niciodată în viața noastră înainte n-a fost ca acum copiii care se sinucid. Copiii care se sinucid. Copiii de 16 ani, de 17 ani, și copiii deznădăjduiți. Ce a lipsit acolo, fundamental? Ce tragedii se întâmplă în unele familii? Ce tragedii în inima acestor copii? Cât de atenți trebuie să fim? Apostolul Pavel cere de noi autenticitate. Dacă îl iubești pe copil, îi faci bine. Îi faci bine și când îl cerți. Dumnezeu când ne ceartă, El nu iese din bine. El este pururea bun. Și totul ne ceartă. Pentru că avem nevoie de certare. Dar iubirea Lui niciodată nu se dezminte. Așa trebuie să fie iubirea părinților față de copii. În tot ce se întâmplă în viața familială, în toată ieșirea familiei în afară, vorbim societate, în biserică, societate, părinții să fie cei care iubesc pe copii. Noi spuneam ieri, nu este o poruncă în Scriptură care să spună părinților, iubiți pe copiii voștri. Pentru că această iubire este înscrisă în firea noastră, în creație. Dumnezeu ne-a creat în mod firesc, ne iubim copiii. Strigător la cer când un părinte uită de acest lucru. Dar cum trăim această iubire? Pentru foarte mulți e o vorbă goală. Iubim pe copii când le vrem cu adevărat binele. Binele ceresc, binele veșnic, nu numai binele pământesc. Și atunci toată atitudinea noastră față de ei este condiționată de această iubire. Îi ducem la biserică pentru că iubim. Îi vrem creștini pentru că iubim. Avem atâtea pilde, spuneam ieri, în viețile sfinților, de mame care și-au îndrăznit copiii să meargă la martiriu. Nu cumva să se lepe de Hristos, mai bine să moară, să ia cununa veșnică. Și avem de la pilda aceea mama celor 7 frați Macabei din Cartea a doua a Macabeilor, nu? Care își îndeamnă copiii rând pe rând să primească mai degrabă martiriul decât să se lepe de legea strămoșească, până la atâtea mame sau tați. Mama lui Origen, de pildă, care copilul ei vrea să meargă, să moară împreună cu tatăl său, care a fost martirizat. Și mama i-a ascuns hainele, ca să poată ieși din casă. Avea 14 ani Origen atunci. Și a hotărât să meargă să moară cu tatălui. Dar atâtea mame care le-au întărit avântul copiilor și citim viețile sfinților cuvinturi următoare, spuneam, mama, eu vreau pentru tine să iei cununa veșnică, să nu pierzi. Se povestește despre cei 40 de mușenii din Sevastia. Cul de niei, că era foarte tânăr, era un copil încă, era un soldat, era cu soldat, era un copil. Și mama lui era pe aproape. Cum s-a întâmplat? Deci când i-au aruncat în lacul acela, mama lui era acolo. Și îndemna. Și cum era mama lui acolo, cei care au scos din lacul acela înghețat, pe copilul acela l-au cruțat, nu i-au dat lovitura de grație. Celul care i-au târât afară, le-au dat lovitura de grație și i-au aruncat undeva, i-au târât, după aia i-au dus undeva pe cadavrele. Și pe acela nu l-au lovit și l-a lăsat cu gândul că mama poate îl reanimă. Și mama a făcut ce a putut să facă, dar când a văzut că el moare totuși,
Nu cumva să rămână în urmă, să nu fii cu ceilalți. L-a târât ea în spate. L-a târât în spate pe copil ca să fie cu ceilalți martiri. Și-a adus trupul acolo cu ceilalți la oaltă, ca să se preamărească. Vezi? Așa mame. O mamă, un tată adevărat vor binele suprem al copiilor. Nu se pot mulțumi să aibă o viață călduță în lumea aceasta și să-și trăiască păcatele cu liniște, nu? Vrei binele cel mai mare pentru copil. Asta trebuie să fie în inima noastră tuturor. Dorim bine cel mai mare. Deci tot ce înseamnă, știu eu, relația noastră, conexiunea noastră cu societatea, ca familie, ca părinți, trebuie să fie determinată de acest lucru. Tot ce înseamnă viața noastră în biserică, să încurajăm pe copii să fie ai lui Hristos, mădulare vii în biserică. Pentru că mădularul uscat se taie, nu? Spune Mântuitorul, eu sunt vița, voi mlădițele, orice ramură, orice mlădiță care nu aduce roadă, se taie și se aruncă în foc. Mlădița vie aduce roadă. Îți dorim ca copiii noștri să aducă aceste roade. Vă mulțumesc, cred că am depășit orice limită, dar vrea să de nu ne grăbim, eu nu mă grăbesc, că numai mâine am avionul, și să ne ajute Dumnezeu să fie lăudat și prin convorbirea noastră în seara asta. Mulțumesc! Mulțumim! Vă mulțumim, Părinte Profesor! Cei care doriți să puneți întrebări, ridicați puțin mâna, venim cu microfonul și aveți ocazia să-i adresați în direct Părintelui o întrebare care poate rezolva și alte întrebări de ale noastre. Da, poate fi discuție, numai întrebări. Nu sunt sursă de răspunsuri. Eu însumi învăț și întreb, nu? Părinte Profesor, eu am o întrebare. Dacă ne puteți ajuta și ne puteți lămuri în câteva minute despre dumnezeirea lui Iisus la Buna Vestire, la templu la 12 ani și pe Golgota. Cineva aseară a pus întrebarea și am promis că o pun astăzi ca să fie un răspuns cum se poate. Mulțumesc! Noi mărturisim pe Iisus Hristos că este persoană divino-umană, adică Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dumnezeu adevărat din vecii vecilor, care provine din Tatăl prin ceea ce Scriptura numește naștere. Tatăl naște pe Fiu. Tatăl are un Fiu. Vezi, frații noștri de alături, nu pot accepta acest lucru. Îi spun că Tatăl e singur. Ori Sfântul Apostol Pavel ține să spună Dumnezeu și Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos și identifică pe Tatăl ca fiind Tatăl Fiului, care este Iisus Hristos. Un Dumnezeu care nu este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, mai este Dumnezeu adevărat? Și problema. Problema noastră principală. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Identificat clar. Ne crezem, închinăm unui Dumnezeu așa abstract. Dumnezeu concret. Dumnezeu care este Tată, Dumnezeu care are Fiu. Foarte important. Asta e taina Dumnezeirii pe care noi o propovăduim, pe care o avem ca temelia credinței. Hristos provine din Tatăl prin ceea ce numește Scriptura naștere. Duhul Sfânt provine tot din Tatăl prin ceea ce Scriptura numește purcedere. Sunt două feluri diferite de proveniență care și disting persoana Fiului de a Duhului Sfânt. Ceea ce dă acele atribute
personale. Tatăl are atribute personale. Este atribute ale Dumnezeirii, atribute ale Treimii și sunt atribute personale. Tatăl este Tată, cel care naște pe Fiul Pucinei din Duhul Sfânt. Fiul este cel născut din Tatăl. Duhul Sfânt este cel care purcede din Tatăl. Și folosim acest cuvânt pentru că așa spune Scriptura. Când catolicism a adăugat filiocve și a spus că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl filiocve și din Fiul, asta înseamnă filiocve, și din Fiul, a introdus ceva și nu este în Scriptură. Deja a apărut o foarte mare problemă în biserică, nu? E Fiul e trimis de Tatăl luând firea noastră, se face om. Fiul este Dumnezeu adevărat, se face om adevărat. Și la în istorisirea venirii Mântuitorului în lume la Buna Vestire, Dumnezeu trimite pe Îngerul Său la Fecioara Maria din Nazaret, care o întâmpină cu aceste cuvinte: bucură-te, cea plină de har, binecuvântată ești între femei, Domnul este cu tine. Fecioara Maria, uimită de această salutare, de aceste cuvinte, cuprinsă de teamă, fuge. Dacă mergi în Țara Sfântă și ești atent acolo, spune că, de fapt, Buna Vestire s-a făcut în două etape. Știați asta? Nu știu, vă s-a spus, da? Că a început Buna Vestire la izvorul Maicii Domnului, acolo unde este Biserica Sfântului Gavril. Fecioara Maria a fugit de frică și a întâmpinat-o Arhanghelul din nou, acolo unde este catedrala. Fecioara Maria a fugit și printr-un tunel, acolo un tunel, un loc prin care circulau cetățenii, mai ales noaptea, să nu fie... Și a întâmpinat-o și a spus: nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, el o a în pântece, vă naște fiu, vei pune numele Iisus, el va fi mare și Fiul Celui Preanalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul David, tatăl său. Dacă are Fecioara Maria, pune întrebare, cum va fi mie aceasta de vreme și nu știu de bărbat, adică nu vreau să știu bărbat, era logodit, dar avea de gând să trăiască fecioria, și care îmi răspunde la acest cum. Spune, Duhul Domnului se va pogorâ peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri, de aceea și Sfântul care se naște în tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci de aici se spune clar, Fiul lui Dumnezeu se va chema. El se naște ca om, dar se naște în mod omenesc, supranatural, prin umbria Duhului Sfânt și se naște sfânt, este sfânt de la zămislirii, de la naștere, cum nu suntem noi, nu? Noi spunem în Psalmul 50, într-un fără de legi m-am zămislit și în păcate am născut Maica mea. Ceea ce nu e cazul la Mântuitorul, e Sfântul care va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Iată, la Buna Vestire avem foarte clară și asta mărturisire că Iisus este Dumnezeu adevărat. La fel, să ajungem la al doilea episod, ca să nu lungim prea mult. La Iisus, la 12 ani, la templu, Iisus care îi uimește pe învățători, pe cărturari, pe rabinii de la Ierusalim, care erau școli rabinice vestite, și toți erau uimiți că Iisus, copil de 12 ani, punea niște întrebări uimitoare și de răspunsuri uimitoare. Știți, în anumite apocrife apare Iisus acolo ca unul care învață pe cărturari toate tainele creației și ale revelației și mai departe. Ori nu, Iisus acolo este în postură de învățăcel, de copil. Și uimește pe dascăl care aveau de-a face cu ucenici, cu copii, îi uimește prin întrebările și răspunsurile pe care le dă. Pentru că Iisus acolo este un copil, este om adevărat, care învață. Iisus învață.
Nu le știa toate ca om? Puneam, cred că aseară, nu că Iisus? Este educat. Spune Evanghelia că era supus părinților săi, așa se încheie capitolul 2 de la Luca, că lucra cu dreptul Iosif, tatăl său adoptiv, era numit și el cunoscut în Nazaret ca fiul teslarului, ba chiar ca teslarul, știm la Marcu, el însuși era meseriaș, spuneam aseară că teslarul, de fapt este o denumire folosită de așa cam de la Tesla. Tesla e unealtă, nu știu toți, cred. Dacă îi întreb pe toți, nu știu toți ce iau Tesla, nu? Eu știu cum arată Tesla, nu știți care, ca o săpică așa. Dar e numit așa că nu avem alt cuvânt românesc, ca să spunem. Specialiștii spun că meseria pe care o avea dreptul Iosif era o meserie foarte utilă. Teslarul, cum numim noi, făcea și casa și toate cele din casă. Și mobila din casă, și soba, și moara, râșnița din casă. La râșniță, de obicei, nurorile râșneau, știți? Se vorbește în Scriptură de nurori care stăteau acolo și trebuiau amândouă să mâne, dar roată pe altă roată, mergea greu. Nurorile acolo lucrând mai bârfeau pe soacră, știți? Cum se mai întâmplă așa. Și că două ori fi la moară, nu? Spune Evanghelia și una va fi luată și una va fi lăsată. Astea două, două nurori, nu? Una mai bună, una care bârfește pe soare, cea care se spune, taci că nu e așa, că n-ai dreptate. N-ai dreptul să o bârfești pe soare. Una bună, una rea, nu? Iisus însă acolo se descoperă ca om adevărat, pasionat de învățătură sfântă. El învață și Sfântul Apostol Pavel spune Epistola către Evrei că Iisus a învățat ascultarea. Auziți, a învățat ascultarea. Și mai spune că El a învățat din cele ce pătimea, din ceea ce pătimit. Și apare acolo o formulă frumoasă, așa, cu rimă, în Epistola către Evrei. Emathen, efon, epathen. A învățat din cele ce a pătimit. Dar Hristos a învățat pentru că a fost om adevărat, numai Dumnezeu adevărat. Și spuneam aseară că există o ispită la ortodox și ca să gândească puțin dochetic. Docheții spuneau că Iisus a avut o fire omenească numai părută. De fapt, El a fost Dumnezeu adevărat, dar a avut un trup aparent, de la verbul docheo, care înseamnă a părea. N-a avut un trup adevărat. Și că și când a fost pe cruce, de fapt, n-a suferit cu adevărat. Și mai s-a părut că a suferit. Și, de fapt, era Dumnezeu adevărat. Noi, docheții spuneau, a fost condamnat de biserică și noi nu suntem docheți, suntem creștini ortodoxi, care spun că Iisus a fost, este, rămâne pe vecii vecilor, om adevărat și că cele două firi, dumnezeiască și omenească, așa cum spunea, cum spune formula Sinodului la Calcedon, sunt unite în persoana unică a Mântuitorului în mod neîmpărțit și nedespărțit, neamestecat și neschimbat. Cred că sunt cam prea repede pentru traducătoarele noastre, fierătare. Dar asta le știți dumneavoastră toate, în formulele astea de la Sinode, cred că le avem așa cunoscute. Și a treia moment, a răstignire, da, și tot cu dochetism. Hristos supere ca om adevărat, cumplit. Hristos, ca om adevărat, se teme de moarte. În Ghețimane s-a întâmplat ultima mare ispită, ultimul atac teribil al diavolului, care a venit în fața Mântuitorului cu frica de moarte. Șoptea, fugi, mai poți. Dispare undeva în pustie. Dar Mântuitorul nu făcea nimic fără
să se roage Tatălui. De aceea Mântuitorul se roagă cu acea rugăciune cutremurătoare în Ghețimanii, în care cere într-adevăr: Părinte, dacă este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, dar adaugă și a să face de trei ori, dar nu cum eu voiesc, ci cum tu voiești. Deci un model de rugăciune. Și noi când trecem prin încercări grele, ne rugăm lui Dumnezeu, dar având mereu această clauză, acest fie voia ta, nu cum tu, eu voiești, ci cum tu voiești. Și atunci Tatăl Ceresc l-a întărit, a trimis un înger care îl întărea și Mântuitorul s-a ridicat de rugăciune, piruind ispita, și aici în fața celor care vine să-l prindă, și a întrebat el: pe cine căutați? Nu? Cunoașteți această istorisire, acest episod din Evanghelia de Ioan. Pe Iisus Nazareanul: eu sunt. O dată și a doua oară și a treia oară și a fost dat în mâna celor veniți să-l prindă. Dar Iisus e Dumnezeu adevărat. Evanghelia de la Ioan ne pune la inimă acest adevăr de la început până la sfârșit. Cum începe Evanghelia de la Ioan? Numindu-l pe Hristos, cuvântul Logos, o Logos, Logosul. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate prin trânsul s-a făcut și fără de el nimic din ce s-a făcut nu s-a făcut. El era viața și viața era lumina oamenilor și mai departe. Cuvântul exista în începutul începuturilor, este veșnic. Și el era Dumnezeu. Spune: Enarhi inologos, chiologos, improston, theon, cheteos, inologos. Theos, inologos. Dumnezeu era cuvântul. Cuvântul era Dumnezeu, Dumnezeu adevărat. Să începe. Pe parcursul Evangheliei mereu vin afirmații despre faptul că Tatăl și Fiul una sunt. Nu? Că toți trebuie să cinstească pe Tatăl cum cinstesc pe Fiul, și mai departe. Iar în primul final al Evangheliei, de la capitolul 20, ultimul verset în capitolul 20, spune așa: sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca voi să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând viață să aveți în numele Lui. Auziți? Evanghelia s-a scris ca noi să credem că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și prin această credință să avem viață. Scopul Evangheliei. E la modă azi ca în teologie să-ți tot sape după un Iisus al istoriei. De 200 ceva de ani, teologii din apus caută pe Iisus cel istoric. Îmi spune în engleză: the quest of the historical Jesus. A fost o primă etapă a încercării, sumarizată extraordinar într-o carte scrisă, publicată în 1906, a unui cunoscut om, teolog și laureat al primului Nobel, Schweitzer, Albert Schweitzer, care a scris o istorie a cercetării asupra vieții lui Iisus. De la Reimarus la von Rede. Deci face o istorie și până la urmă vine și el cu propria lui înțelegere. Păi vedeți, a doilea val, a doua cercetare, păi a treia cercetare, acum nu mai știu la câta suntem, de 200 ceva de ani, în Biblie caută un Iisus al istoriei, care nu este Iisus al credinței, este o prăpastie între Iisus al istoriei, spune el, și Hristos al credinței. Hristos nu e Dumnezeu, asta e de fapt afirmația principală a acestor pseudo-teologi. Ori noi, înainte de a auzi Evanghelia, auzim o rugăciune pe care rostește preotul, de obicei în taină, dar aici se rostește tare și noi rostim tare. Strălucește inimile noastre, iubitoare de oameni, stăpâne,
lumina cea curată a cunoașterii dumnezeirii tale. Deci dacă în Scriptură nu descoperim această lumină, dacă Domnul nu descoperă, nu strălucește inima noastră această lumină a cunoașterii dumnezeirii Mântuitorului, înseamnă nu înțelegem nimic din Scriptură. Este adevărul fundamental că Iisus Hristos e Dumnezeu adevărat. Un om, spuneau părinții cei mai vechi, n-ar putea mântui pe nimeni. Nimeni n-a putut mântui pe nimeni înainte de Hristos. Spunea dreptul Vechiul Testament, răscumpărarea omului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Niciodată, cu mijloacele omenești. Trebuia Dumnezeu să vină să ne mântuiască. Dacă Iisus nu-i Dumnezeu, înseamnă că nu-i mântuitor. Înseamnă că noi suntem pierduți. Înseamnă că existența noastră nu are sens. Da, Dumnezeu a venit să ne mântuiască. Asta, argumentul principal al părinților, cei mai vechi, repet, în veacul 2-3, când vorbeau despre divinitatea Mântuitorului și mai târziu împotriva lui Arie, ăsta era argumentul principal. Un om nu poate mântui pe oameni. Nici un înger. Îngerii au făcut și au putut. Și înainte de Hristos. I-au mai apărat pe cei nevinovați, i-au mai pedepsit pe cei răi, dar de mântuit n-au putut mântui pe nimeni. Hristos a străpuns cerul, de asta spunea dreptul, profetul zicea, o, de a-i străpunge cerurile ca să vii la noi. Auziți? Cerul părea un zid de oțel, de nesrăbătut. Ei, asta a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a străpuns cerurile și a venit la noi. Adică a anulat această ruptură, acest zid, acest despărțitor între cer și pământ, între divinitate și umanitate, prin venirea lui Hristos. El este Dumnezeu adevărat. Și asta e fundamentul credinței noastre. Toate sinoadele, toate cele 7 sinoade, despre asta se ocupă, să știți. Nu credeți că, spui, sinodul întâi a combătut pe cutare, al doilea cutare. Dacă toate sinoadele au avut ca temă, ca obiect al discuției, tema hristologică. Cine este Iisus Hristos? Au căutat răspunsul cel mai adecvat, cel mai adevărat la întrebarea cine este Iisus Hristos? Și întrebarea pe care o pune Mântuitorul însuși, nu? Cine zic oamenii că sunt eu Fiul Omului? Dar voi, cine ziceți că sunt? Oamenii zic ce vor. Despre Hristos zic orice vor. E la mod acum un fel de religie creștină cu un Hristos dezdumnezeit. Un Hristos ca ala Spinoza sau ala Descartes, mari maestri ai îndoielii. Știi, lumea de azi trăiește și se rănește din acești metri de dut. Ați auzit de metri de dut? Maestri ai îndoielii. Care pun la îndoială dumnezeirea Mântuitorului. Și-au aplicat-o la toată viața lumii. Știți cine sunt cei trei mari maestri îndoielii? Trei. Sunt mai mulți, dar trei au reușit. Marx, Nietzsche, Freud. Marx, care, asta spun filozofii francezi, Marx, care a spus tot sistemul de până acum este fals, trebuie dat peste cap. Toate ierarhiile moștenite din feudalism sunt vrednice de a fi distruse. Deci a creat o nouă bază pentru toată lumea, spune, materialistă, materială. A venit Nietzsche și a spus Dumnezeul, așa cum l-am învățat noi, cum știi că nici era fiul de pastor și avea de acasă cateheză,
toată învățătura asta feudală, cu un Dumnezeu care stă undeva pe tron sus și noi suntem jos, de fapt era falsă și învățătura lor. Acest Dumnezeu nu mai există. A murit. Oamenii s-au scăpat de el. Și a venit Freud și a spus toată taina omului. Taina omului și taina. Totul e sex. Totul se explică prin, știu eu, impulsul sexual. Nu? Și tot ce vedem noi astăzi are la bază pe acești trei metri de dut, maestri ai îndoielii. Și toate aceste trei direcții ale îndoielii, de fapt, sapă, încearcă să sapă la temelia vieții umane și a mântuirii omului, care este credința creștină. Și nu vă mirați că și în teologia tributară filozofiilor occidentale a pătruns foarte tare toată această îndoială. La întâlnirile bibliștilor avem de-a face cu astfel de poziții. Care spun că Hristos e creația bisericii. Nu Hristos a creat biserica, ci biserica l-a creat pe Hristos. Hristos era un profet, un galilean, fiul lui Iosif și al Mariei, puțin naiv, credea el că dacă zice și zice așa se va face, numai că s-a înșelat, a fost omorât și s-a terminat. Dar biserica, după ce Hristos a fost omorât, a fost, știu eu, s-a întâmplat ceva cu trupul lui, nu știe nimeni exact ce, biserica a creat un Hristos al credinței. Și chipul lui s-a conturat tot mai mult până spre sfârșitul veacului întâi, când s-a scris Evanghelia de la Ioan și Ioan deja dă seamă despre această nouă imagine lui Hristos creată de biserică. Dumneavoastră, cu asta vă întâlniți. Iertați-mă că cuvintele acestea sunt blasfemiatoare. Dar dumneavoastră vă întâlniți cu această mentalitate, care nu este neapărat expusă teoretic. Dar în practică, asta o trăiesc cu oamenii. Nu? Freud este marele proroc al vremii. Marx, să nu uităm că acum un an sau doi s-a ridicat bust la Comunitatea Europeană, nu știați asta, nu? A fost sfințit bustul lui Marx, sfințit, așa, între ghilimele, oficial, la birourile europene, de la Bruxelles. Cât despre Nietzsche, el a spus, Dumnezeu a murit. Cei care vorbesc încă de un Dumnezeu, Dumnezeu mort, care nu există, de fapt. O fi fost în mintea oamenilor vreo 2000 de ani, dar a murit, nu mai există, nu ne vine de treabă. Creăm noi o lume, așa, după mintea noastră, grozavă lumea asta, vedem ce grozavă e. Nu contează că mor ața tineri degeaba, că sunt ușiși copiii cu milioanele de propriile mame, de medici, de sistemul întreg, nu? Așa o măreață alcătuire care este noua lume în care noi vrem să intrăm, merită jertfele. Asta e. Ăștia suntem. Da. Altă întrebare, că ne lungim prea mult și ieșim din subiectul tot. Mă iertați, părinte. Aș vrea să leg cele două lucruri despre care ați vorbit ieri, sfințenia omului. Dacă nu omul ajunge la sfințenie, suntem pierduți. Și tatăl din ziua de astăzi, care să-și ducă familia, copiii, într-o societate în care merge contra valului, cum ați spus, și totul decurge pe baza materialismului, a
contravalului. Deci cum putem noi ca și tată, ca și părinți să ne ducem familia și copiii spre sfințenie? Mulțumesc, mă iertați. Mă, noi știm și trebuie să știm ca creștini că Dumnezeu e sfânt. Și lumea este o lume creată pentru sfințenie. Dumnezeu a creat-o pentru sfințenie. Dar ea trebuia să se sfințească, lumea trebuie să se sfințească prin voința omului. Omul a fost lăsat ca să poarte grijă de lume. Dumnezeu i-a dat grijă lumea. Nu? Stăpâniți pământul. Deci Dumnezeu e sfânt. Nu noi suntem sfinți. Suntem chemați la sfințenie. De asta în Sfânta Liturghie, când se spune frumos, Tagia ton agion, Sfintele sfinților, Sfintele daruri, Sfintele taine se dau sfinților, credincioșilor. Noi răspundem, unul sfânt, unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, că nu noi suntem sfinți. Unul este sfânt, Dumnezeu. Noi însă participăm la sfințenia, suntem chemați să participăm, să ne împărtășim de darul sfințeniei. El ne oferă ca dar, asta înseamnă har, ca dar sfințenia Lui. Și aceasta se face prin faptul că noi primim pe Hristos însuși. Hristos, făcut om, sau Părintele Stăniloae se exprimă așa că noi primim în biserică umanitatea îndumnezeită a Lui Hristos. Noi, fiind oameni creați, nu putem să primim pe cel necreat. Există o diferență fundamentală între cel necreat, care este creator, și noi care suntem ființe create. Totuși această imposibilitate a unirii noastre a fost abolită în Hristos, pentru că El s-a făcut om adevărat și umanitatea Lui, firea Lui umană, s-a umplut de divinitate. S-a divinizat, s-a îndumnezeit. Și El ne împărtășește firea Lui omenească îndumnezeită și noi avem posibilitatea să ne îndumnezeim, să ne sfințim, să ne... Sigur, la întrebarea este practică, cum? Cum ne ajutăm unii pe alții, mici și mari? Eu aș spune că mai mult ne ajută cei mici de pe noi cei mari decât noi pe cei mici, nu? Că în fața copiilor dragi și așa de scumpi, dispare toată filozofia și toată raționalitatea noastră căzută și ești în fața tainei. Nu? Vezi că din tine se naște un copilaș și îl iubești infinit și toată taina aceasta chemării noastre ca oameni se dezvăluie pe fața unui copil. De fapt, unii pe alții ne ajutăm pe calea sfințeniei. Până n-ai copii, nu? Oamenii parcă sunt foarte liberi, nu le pasă, liberi în sens rău al cuvântului. Nu le pasă, trăiesc cum vor, mulți trăiesc urât. E când ai copii, lucrurile se schimbă. Nu? Începi să spui probleme, stai puțin, ce fac cu copilul ăsta? Dacă îl iubesc, îi vreau binele. Ce înseamnă bine pentru acest copil? Cum îl ajut eu să dobândească binele? Și așa apare întrebarea fundamentală mereu. Cum stau eu? Pe unde mă aflu? Nu? Și e o întrebare care te interpelează mereu și în care, intrând, găsești răspunsuri concrete, nu teoretice. Vezi că asta e bine, asta e puțin, nu-i bine. Vezi că pentru copil școala asta e mai bună, școala asta nu e așa de bună. Alegi o școală care zici tu că e mai bună, nu? Faci o alegere. Vezi ce se bagă în cap copiilor, asta nu-i corect. Asta nu e așa. Minciună. Noi eram copii, nu eram noi filozofi, eram sărani. În vremea comunismului, programul de ateizare era program hotărât în vremea când eram noi copii. Dar noi știam foarte bine cine se spunea, nu spuneau profesorii toți. Profesorii erau majoritatea oameni foarte cuminți. Dar era câte unul care vrea să facă carieră și venea cu ideologia comunistă, ateistă. Dar noi știam că n-are dreptate. Știam, eram hotărâți, n-are dreptate. Mama și tata au dreptate. Ei știu mai bine.
Nu? Deci ceea ce a pus mama și tata în sufletul copilului rămâne. Iar ceea ce au pus ceilalți, așa vorbește și el, săracul. Că... De asta și ce sădim noi în inimile copilului este foarte important. Și copilul va avea mereu punct de referință. Așa a zis mama, așa a făcut tata. Nu? Pe măsură și el însuși trece prin viață de a avut dreptate tata. Asta e calea. Nu alta. Și el însuși ajunge să-și caute drumul, cum căuta și noi. Și va fi mereu ajutat de jaloanele pe care le-am trasat noi sau care le-am pus cum am putut noi. Minunată viața umană, vedeți? Nu e așa ceva, suntem roboți. Mă, se vorbește de, nu, de transumanism, deci de, se fac niște roboți, asta e ideea. Sunt, plantează ceva acolo undeva și tu vei acționa rapid ca un robot. Adică nu mai ești o surpriză pentru nimeni. Ei, noi suntem surprinzători. Și asta suntem creați. Totdeauna o persoană te surprinde, că asta e frumusețea relațiilor umane, că noi suntem surprinzători unii pe alții. Dumnezeu ne surprinde prin bunătatea Lui fiecare dată. Și noi îi facem surprizii lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu e Tată. Și El vrea să vadă cum reacționăm noi. Știți, mai sunt mai tineri care mă întrebau când eram la facultate. Tineri buni. Și nu știu ce să fac, să mă căsătoresc sau să mă duc la mănăstire. Sau... Și întrebau pe duhovnic, știți, și eu îi spuneam, zic, eu cred că și Dumnezeu e curios să știe ce vrei dumneata. El e în relație cu noi, nu? El nu ne determină dinainte, făcutare, nu. Este o relație și așteaptă ce vrei tu. Așa e Dumnezeu. Așa trebuie să fie și tatăl cu copiii. Mereu să vezi ce se întâmplă ceva în viața copilului. Are niște intenții, are niște avânturi, are niște idei, are niște planuri. E ca părinte, nu spui, nu, faci așa, eu zic. E, dacă faci așa, poate reușești, dacă e copilul mai... slab de înger. Dar s-ar putea că reușita să nu fie cea mai bună. Este foarte important să fii în această interacționare permanentă, să vorbești cu copilul. Nu am timp că stau, citesc iarul, sau sunt obosit, sau mă culc, sau n-ai timp. Trebuie să-ți faci timp. Trebuie să vrei să-ți faci timp să stai de vorbă. Copilul. Și stând de vorbă, foarte multe se clarifică. Ce mare lucru când vorbim unii cu alții. Eu ne-a lăsat ființe vorbitoare. Ne-a dat urechi de auzit, spuneam aseară, nu? Sunt unii oameni care au urechi numai pentru că așa e moda, să aibă urechi. Dar n-au urechi de auzit. De asta în Evanghelie se vorbește de urechi de auzit. Cel ce are urechi de auzit să audă. Să auzim, să ne auzim unii pe alții. Am un prieten în America, de multe ori, și un om foarte cunoscut în America, Brian Cox îl cheamă. Și nevasta la doctor. L-ați la doctor că avea impresia că el nu aude. Și l-ați la un specialist. Și doctorul l-a examinat și apoi i-a dat un diagnostic. A spus că el suferă de ceea ce se numește selective hearing. Auzire selectivă. El auzea numai câte ceva, n-auzea tot. Și eu am rămas mirat și a zis, și a scris asta? Zic, a scris, doctor, și așa a scris. El pe nevasta nu prea auzea, auzea pe alții prea. Nu, e interesant, nu? Deci există așa ceva în medicină, spui că suferi de selective hearing. Auzire selectivă. Foarte mulți dintre noi așa avem auzirea. Auzim numai ceva. Dacă vrem, știu ce spune nevasta, mi-a mai spus asta, știu eu ce spune ea. De fapt, nu știi, dar te trezești că ea spune și tu erai cu capul în altă parte, în telefon sau știu eu pe unde. Deci, ce mare lucru este când îi vorbește celălalt să ascultăm, să avem urechi de auzit. Ota acuin, așa spune limba greacă.
Oehon ot acuin acueto, cel ce are de auzit să audă. Mare lucru să ne ascultăm unii pe alții. Ne ascultăm, lucrurile se clarifică. Copiii, asta e foarte important. Despre copilul iubești și îl asculți și ești uimit de faptul că, vezi tu, copilul acesta care pare că e mic și nu știe nimic, dar știe foarte multe. Știe multe și înțelege foarte multe. Înțelege, te vede pe față. Te citește copilul mai bine că ești tu, că ești matur. Te citește, vede că în ce stare ești. Ești nervos, că ești obosit, că ești plictisit. Copilul simte. Ești când încerci să intri în dialog, înveți despre tine foarte multe lucruri și înveți despre el. Și atunci lucrurile se devin foarte frumoase. Și asta ar fi toată viața. Această ascultare, să ascultăm, să ne apropiem, să înțelegem, atunci răspunsurile noastre vor fi adecvate. Spune copilul ăsta, eu pot să-l ajut, aici pot să-l ajut. Acum are nevoie de ajutor. Are nevoie de ajutor acum. Degeaba spune-o mâine, că știu eu, atunci sunt situații când trebuie să răspunzi pe loc, foarte prompt. Dacă n-ai răspuns pe loc, ai ratat. Și scopul este să ajungă copiii noștri așa cum a fost creația în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea sfințirea noastră, spuneam aseară. Că aceasta este voia lui Dumnezeu, sfințirea voastră. Și sigur, când te confrunți cu frunzirea, nu e ușor. Că îți dai seama cât de neputincios ești, câte greutăți se trag în jos, câte păcate, câte neputințe, câte patimi. Nu? Este un moment foarte frumos în viața lui Francisc. Știi, o viață a Sfântului Francisc, scrisă de un teolog, bun teolog. Titlul este Sagesse den Pauvre. Carte în franceză. Înțelepciunea unui sărac. Știți că Sfântul Francisc era numit Il Poverello, sărăcuțul. Și el care s-a făcut sărac din dragoste pentru Dumnezeu. Viața lui frumoasă, tare. Și mergeau printr-o pădure, asta se întâmpla în Italia, el cu un ucenic al lui, tânăr. Și au trecut un păriaș de munte care e așa, o apă care cristalină, care sărea din piatră în piatră. Și au trecut apa, dar ucenicul s-a oprit acolo lângă apă. Și privea. Și s-a întors Sfântul Francis și tu de ce te-ai oprit aici? Și mă uit la apa asta. De-am fi noi așa de cristalini în ființa noastră ca apa și de-am fi noi atât de zglobii în râvâna noastră pentru Dumnezeu. Dar când o văd și nu mai am nicio speranță. Ce sunt eu? Și Sfântul Francis răspunde foarte frumos. Și nu te uita în jos, uite în sus. Uita la tine. Te-ai zis la tine cum ești, n-ai nicio speranță. Bucură-te că Dumnezeu este sfânt. Uite la El și bucură-te că El este sfânt. Și că El îți împărtășește sfințenia Lui. Este foarte frumos răspuns. Nu te uiți la tine. Te uiți la tine. Eu un tată, ce tată amărât sunt eu? Cum eu pot eu răspunde de un copil sau de copii să le fac eu bine? Dacă te uiți la tine, îți pierzi iluziile. Dar dacă uiți la Dumnezeu și vezi că El este izvorul a toată frumusețea, a toată bunătatea, a sfințenii, atunci te bucuri. Și știi că El îți împărtășește sfințenia ca dar. E darul Lui, totul e darul Lui. Nu? Și mântuirea este darul Lui. Nu ne lăudăm noi. Sfântul Apostol Pavel spune, nu? Mântuirea este un dar. Nu ca să se laude cineva, spune el. Este darul lui Dumnezeu. Că în har sunteți mântuiți prin credință, nu ca să laude cineva. Este darul lui Dumnezeu. Deci tot ce privește viața noastră, mântuirea noastră, este darul lui Dumnezeu. Și El ne oferă foarte bucuros acest dar, noi având numai să deschidem inima, să-L primim. Cât dar primim? Cât har primim noi? Să nu avem impresia că Dumnezeu ne dă fărâmituri de har. Sunt oamenii care în înțelegători spun, a, uite că putare primește, numai eu nu primesc nimic. Alții au de toate, au
Eu nimic. Dumnezeu dă harul fără măsură. Hristos, care este darul lui Dumnezeu, Hristos este darul lui Dumnezeu, pentru noi asta înseamnă har. Hristos, care se împărtășește nouă, se este darul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu pentru noi. Și harul se împărtășește fără măsură. Sau mai degrabă, măsura noi aducem. Noi venim cu măsură. Măsura este credința noastră. Dacă venim cu măsură mică, Dumnezeu umple. El nu știe să dea pe jumătate. Dumnezeu dă totdeauna plin. Ba, spune Scriptura, folosește o expresie de mai multe ori în Scriptură. Dumnezeu dă harul sau măsura clătinată, îndesată și cu vârf. Asta este formula biblică. Auzi? Știți că asta ne amintește de cumpăram noi, și noi ați cumpărat cereale, nu cu măsura, în piață, în Ardeal, așa sunt, nu cu kilogramele. E o măsură, ești cu măsura, sau are el măsura, și când s-o, te negociezi cu el acolo, ți-o dă clătinată, când o clatină mai intră un pumn. Îndesată, pune mâinile așa, îndeasă un pic, mai intră un pumn, și cu vârf. E Dumnezeu totdeauna așa dă, cu măsură, clătinată, îndesată și cu vârf. Numai că măsura e a noastră. Noi venim cu măsură. Vii cu o măsură mică, darul este puțin. Lărgește-ți măsura. Vii cu o măsură mare, harul este mare. Asta este valabil în viața noastră, în tot ce privește viața noastră. Să primim harul Dumnezeu, cel nemăsurat, pentru că Dumnezeu ni se dăruiește în toată bogăția, în toată nesfârșirea Dumnezeirii sale. Părinte profesor, cineva m-a rugat să vă pun întrebarea. Cum să răspundem sectarilor atunci când lovesc în Maica Domnului, în referindu-se la dialogul pe care Mântuitorul Iisus Hristos a avut-o cu Fecioara Maria la Golgota. Ei afirmă și se bazează pe aceste cuvinte că Domnul i-a spus Fecioare Maria, femeie, și leagă ca să lovească în pururea Fecioria Maria. Păi cei care nu iubesc pe Maica Domnului caută temeiuri mereu și nu găsesc. Domnul a înălțat-o pe Maica Domnului foarte, foarte sus, mai presus de toată creația, mai presus de îngeri, de arhangeli. Fecioara Maria spune în imnul acela Magnificat, nu? Așa se numește în limba latină. Cântarea Maicii Domnului. Mărește-ți pe Domnul. Spune că Domnul, adică a căutat spre roabei, pe smerenia roabei sale și iată de acum mă vor ferici toate neamurile pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic. Cel puternic Dumnezeu i-a conferit pe Fecioare Maria o slavă, o mărire foarte mare. Este Maica Domnului. Așa o numește Scriptura. Scriptura o numește Maica Domnului. Sfânta Elisabeta, plină de Duhul Sfânt, spune acest cuvânt pe care știm cu toții de unde cinstea aceasta pentru mine ca să vină la mine Maica Domnului meu. Auziți? Maica Domnului. Eu pe sectarii întreb, iar întreba și întreb de fiecare dată, bine, de ce nu numiți Maica Domnului? Vezi că Scriptura în mână. O numește Maica Domnului. Sub inspirația Duhului Sfânt. Inspirată a fost Elisabeta când a rostit aceste cuvinte, inspirată a fost Sfântul Luca când a scris cuvintele pe hârtie, nu? Inspirația, ei urmesc Maria. Sau mama lui Iisus, dar nu Maica Domnului. Că mama omului Iisus. Și a unui om. Da, e mama lui Iisus, dar atât. Nu-i Maica Domnului. Maica Domnului înseamnă Maica lui Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu. Titlul ortodox, foarte clar, cuprinzător, este Theotokos. I Theotokos. Limba greacă cu articol hotărât, Maica Născătoare a Dumnezeu. Asta spune totul. Când ai spus așa, nu mai ai nevoie de alte argumente.
Sigur, pe Maica Domnului o vedem îngrijorată pentru fiul ei. Era mama adevărată și vedea că auzea cum îi puneau la cale moartea, nu? Auzea pe unii și pe alții, tot discutau împotriva Mântuitorului. Ea, săracă îngrijorată, încerca să îl facă să mai stea acasă. Odată o vedem cu rudele Mântuitorului, cu verii Mântuitorului, căutându-l pe Iisus, încercând să-l aducă acasă. Maica Domnului sub cruce este momentul cutremurător în viața Maicii Domnului. Dreptul Simeon i-a spus încă în a 40-a zi de la naștere acest cuvânt: prin sufletul tău va trece sabie. Maica Domnului era sfâșiată de sabia durerii negrăite sub crucea Mântuitorului. Ori Mântuitorul, în chidurile cumplite, se gândește la maica sa. Avem aici o dovadă împotriva sectarilor. Dovadă că Maica Domnului nu mai avea alți copii. Și Mântuitorul pe cruce fiind-o dă în grija ucenicului celui iubit. Nu? N-ar fi fost nevoie să facă așa dacă Maica Domnului ar fi avut familie. Dreptul Iosif murise, e foarte clar. Așa numiții frații lui Iisus erau de fapt veri ai Mântuitorului și mama lor trăia. Între mironosițe există o Maria numită Maria lui Cleopa, care este numită și mama lui Iacov și a lui Iosif, sau mama lui Iacov, sau numai Iosif. Citiți ca Marcu, capitolul 16. Și la Marcu, capitolul 15, versetul 40 și următoarele, și la Marcu 16:1, în care și asta Maria apare repetat. Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif, sau Maria, mama lui Iacov, sau Maria, mama lui Iosif. Cine erau Iacov și Iosif? Erau cei pe care Biblia îi numește frații Mântuitorului. Știți, nazarinenii care erau foarte căpoși, aveau impresia că știu totul despre Iisus, că îi cunoșteau identitatea civilă. Dar cine este acesta? Nu știm noi pe tatăl său, nu știm mama sa. Nu? De unde are el puterile? Era puteri pe care le constatau. Îi cunoșteau identitatea civilă a Mântuitorului. Știau că rudele sale erau acolo la ei. Maica Domnului, după tradiție, s-a născut la Ierusalim. Cei care au spus la Ierusalim ați vizitat casa unde s-a născut Maica Domnului, nu? Acolo lângă Scăldura Vitezda. Dar murindu-i părinții, ea s-a tras la acele rude din Galileea, din Nazaret. Și iată ce știm de pildă la Matei, capitolul 13. Și venind în patria sa, învăța pe ei în sinagoga lor, încât erau uimiți și ziceau: de unde are el înțelepciunea aceasta și puterile? Au nu este acesta fiul tâslarului? Au nu se numește mama lui Maria și frații lui Iacov și Iosif și Simon și Iuda? Și surorile lui nu sunt toate la noi? Deci nazarenii știau foarte bine familia. Nazaretul era o localitate mică. Nu era un oraș, era un sat. Oamenii se cunoșteau toți unii cu alții. Și vorbesc aici de frații Mântuitorului, care sunt patru: Iacov, Iosif, Simon și Iuda. Și surori, la plural. Nu spuneam în două surorile, înseamnă că erau cel puțin trei. Numai că citim în Marcu faptul că mama acestor așa numiți frații ai Domnului, tot în Marcu știm asta, în Matei, în Marcu, capitolul 15, cum spuneam, da? Suntem
la istorisirea despre jertfa Mântuitorului, despre crucea Mântuitorului. Și erau și femei care priveau între ele Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iosif și Salomea. Marcu 15:40. Păi Marcu 15:47. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosif, priveau unde l-au pus. Deci aceeași Marie este numită la început Maria, mama lui Iosif și a lui Iacov și a lui Iosif, apoi Maria, mama lui Iosif. Și mai departe, Marcu 16:1. Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salomea, aceeași Marie, este numită Maria, mama lui Iacov. Mama lui Iacov, mama lui Iosif, mama lui Iosif, Iacov și Iosif, vedeți? Autorul vrea să o identifice pe această Marie în funcție de copiii ei. Că creștinii știau pe copiii, copiii acestei Maria erau creștini de frunte, erau dintre cei care făceau parte din cer mai larg al apostolilor, toată lumea îi cunoște. Deci Maria mama lui Iacob, Maria mama lui Iosif, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacob și așa mai departe. Deci mama lor trăia, nu era Maica Domnului. Era altă Marie. Și este această Marie? Dacă mergem la Ioan, capitolul 19, versetul 25. Și stăteau lângă crucea lui Iisus mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci aceste persoane care sunt numite la Marcu, mama lui și Maria Magdalena și sora mamei lui, sunt și aici. Numai că această Marie, mama lui Iacov și a lui Iosif, este numită sora mamei lui. Sora Maicii Domnului. Mă nu era soră în sensul cel mai strict al cuvântului. Că amândoi erau Maria, nu? O familie nu pune același nume la două fete. Un scriitor creștin vestit, veacul 2, mare învățat, pe care îl cheamă Iuliu Africanul, era foarte mare învățat, el era bibliotecar al împăratului la Roma. Și era cineva. Și ne-a lăsat scrieri din care s-au păstrat fragmente citate de Iosif al Cezareei. Ei, Iuliu Africanul, care a cunoscut urmași ai fraților Domnului, spune că această Maria, mama lor, era cumnata Maicii Domnului. Și cumnatele spuneau surori. Până azi, în Ardeal, la cumnată îi spune soruță. Așa, mai ales în Munții Apuseni. Dar Iulia Africanu nu ne spune cum era cumnată cu Maica Domnului. Fie ea era sora dreptului Iosif, fie soțul ei Cleopa era fratele dreptului Iosif. Înțeles? Se era gradul rudenii. Deci, fie ei, copiii ei, erau verișori primari ai Mântuitorului. Iar verișorii se numeau frați. Pentru că în ebraică nu exista cuvânt pentru văr. Unchi, nepot, văr, toți se numeau frați. Deci dacă știm în Cartea Afacerilor de pildă, Avram și Lot vorbesc, spune, nu se cuvine să fie ceartă între mine și tine, pentru că suntem frați. De multe ori, spune, fiul fratelui său nu numește nepot. Nu era cuvânt în limba ebraică, toți se numeau ah în limba ebraică. Frați. Deci frații Domnului sunt verișorii Mântuitorului. Ei, Maica Domnului se află sub cruce. Suntem tot la Ioan, capitolul 19. Chiar acest verset pe care l-am citit. Erau
Deci stăteau lângă crucea lui Iisus, mama lui și sora mamei lui, părerea lui Cleopa și Maria Magdalena. Mă opresc încă puțin asupra Maria lui Cleopa. Câți dintre noastre știu că Maria lui Cleopa a ajuns în Franța? Știați? Cine știați? Dacă mergeți pe coasta de Azur, există un oraș care se numește Le Sainte-Marie de la Mer. Ați auzit de asta, nu? Sau Le Marie de la Mer, Mariile de pe mare. Și acolo este o biserică foarte, foarte veche, în care se păstrează relicve, moaște ale Mariilor de pe mare. Și acolo se vorbește de Maria Salomea, și pe Salomea nu știu Maria acolo, și Maria lui Cleopa. Se spune că, de fapt, ei au ajuns acolo, în sudul... Și asta se explică prin faptul că fiii ei, care au fost printre apostoli, spune Faptele Apostolilor, capitolul 1, că după înălțarea Mântuitorului s-au strâns toți și erau circa 120, între care au mama lui și frații Domnului. Ei, oamenii aceștia au venit misionari și au ajuns până în Galia și au dus-o și pe mama lor. Și iată că până azi numele orașului este Sfintele Marii de pe Mare, ale Mării sau de pe Mare, Le Sainte Marie de la Mer. Ați fost acolo? Cine dintre noastre a fost la Sainte Marie de la Mer? Eu am fost. Poftim? Ați fost, da. Deci ați... Poftim? Împreună am fost. Părintele Simeon. Da. Nu? Deci această Marie, mama fraților Domnului, a ajuns până în Galia. Deci Maica Domnului n-a avut alți frați, cum spune cei care vor să o înjosească pe Maica Domnului. Așa numiți frații Domnului erau fiii acestei Maria, numită de Sfântul Ioan, sora mamei lui, care de fapt cumnata Maicii Domnului, și acești oameni erau verișorii Mântuitorului. Iar sub cruce se întâmplă ceea ce ne spune, sau pe cruce se spune Sfântul Ioan, aici la Ioan, și văzând-o Iisus pe mama lui, i-a zis, deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, auziți? Cum sta alături ucenicul? O sprijinea pe Maica Domnului. Ucenicul cel care, numit ucenicul pe care îl iubea Iisus, făcea pentru Maica Domnului ce face un fiu bun pentru mama lui. În durerea ei, el o sprijinea, o întărea, făcea ce putea face atunci. Un gest de atenție, de dragoste. A zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Totul spus aici. Mântuitorul, în chinurile morții pe cruce, se îngrijește de Maica lui. Și cumva pune o distanță. Dar numai că pune o distanță, dă de fapt un indiciu foarte important. Iisus e numit femeie, așa cum a fost numită prima femeie, Eva. Iisus, Fecioara Maria e numită femeie, ca prima femeie, ca Eva. Mântuitorul interpelează pe Fecioara Maria ca pe noua Evă. Și o dă în grijă fiului ei, noul fiu, femeie, iată fiul tău. Și ucenicul spune, iată mama ta. Foarte interesant. Fecioara Maria e numită femeie și noul Adam se adresează
Fecioare Marie ca noi Eve, iar ucenicul nu are nume. Ucenicul acesta nu are nume. E simplu numit ucenicul pe care îl iubea Iisus. Lăsând să înțelegem că nouă tuturor, dacă îl iubim pe Iisus ca ucenicul acela, Domnul ne-o dă pe Maica sa ca Maica noastră. Și ucenicul a luat-o la sine. De acum încolo, când va trăi Maica Domnului, va fi în grija ucenicului. Tradiția ne spune multe și o tradiție târzie spune că ucenicul a dus-o și pe Maica Domnului cu el la Efes. Și știți că la Efes se păstrează un centru catolic, o capelă, o biserică catolică a Maicii Domnului. Că iar fi ajuns acolo și ar fi murit la Efes, unde era Apostolul Ioan. Dar e o tradiție care nu este acceptată nici de catolici. Prima dată când am fost la acea biserică, eram conduș, eram student la Ecole Biblique în Ierusalim și ne-a condus un mare savant catolic, părintele Pierre Benoît, specialist din Noul Testament. Și el ne-a spus, tradiția asta nu are niciun fundament. Deci ne-a dus acolo, dar ne-a spus, el însuși ca și profesor catolic, că nu e adevărat. Tradiția ortodoxă spune că, de fapt, Maica Domnului n-a trăit foarte mult după aceea și a murit în Ierusalim, fiind cumva în mijlocul primei biserici, a ceea ce numește tradiția ortodoxă, imitir ton eclision, Chenea Sion, mama bisericilor și nouă Sion. Prima biserică a fost pe muntele Sionului, casa familiei lui Ioan Marcu, care era o casă mai înstărită, a devenit locul primei biserici. Acolo a fost Petru când a ieșit din închisoare, nu? La Fapte 12. Și acolo este prima biserică. Mama bisericilor și nouă Sion. Sionul vechi era pe locul templului, nouă Sion, Sionul s-a mutat. De pe locul templului, de azi moscheea stâncii, s-a mutat pe muntele nou al Sionului, locul unde a fost prima biserică. E acolo Maica Domnului a trăit în sânul acestei prime biserici, în grija Sfântului Apostol Ioan și murind a fost îngropată în valea acolo lângă Ghețimani, valea Chedronului, unde până azi cinstim mormântul Maicii Domnului. Ar fi multe de spus aici. Dar eu aș spune că acest text mai degrabă surpă toată rătăcirea neortodoxă despre Maica Domnului. Binecuvântat, părinte profesor, vă mulțumim că sunteți în mijlocul nostru. Ce puteți dumneavoastră oferi un sfat unei mame singure? Ce face rol de mamă și de tată cu doi adolescenți în ziua de azi? Vă mulțumesc. Doi adolescenți? N-am auzit. În ziua de azi. În ziua de azi, da. Vă mulțumesc frumos. Deci nu sunteți o mamă singură. Aveți doi adolescenți, este extraordinar și frumos. Poate face mama și rol de... Nu-i ușor, dar poate face față. Nu este imposibil, sigur, dimpotrivă. Dar să știți că Dumnezeu are un nume foarte interesant în Biblie. Printre alte nume, multe nume ale Dumnezeu, găsim sute de nume. Am o carte în limba spaniolă acasă, 100 de nume ale lui Dumnezeu în Biblie, Vechi Testament. Și unul din numele lui Dumnezeu, știți care este? Tatăl văduvilor și al orfanilor. Auziți? În mod special, Dumnezeu se numește Tatăl văduvilor și al orfanilor. Nu spune de văduvi, eu îi pun și pe văduve aici, că și ei sunt necăjiți care sunt văduvi, da? Mai ales văduvele erau considerate în grija lui Dumnezeu, așa că este, vedeți, o grijă specială a lui Dumnezeu pentru situații de din acestea. Femeie singură care are pe Dumnezeu ca tată. Lipsește tatăl pământesc, dar este tatăl ceresc. Și el suplinește, dumnezeiește lipsa tatălui pământesc.
când îi lăsăm să o facă. Dacă nu lăsăm să o facă, nu face. Dumnezeu nu se bagă cu sila în viața nimănui. Dumnezeu ne respectă foarte mult libertatea, ne crea liber și respectă ceea ce a creat. Dumnezeu nu ne contrazice. Deci oamenii fac ticăloșii foarte mari și oamenii spun, cum îi lasă Dumnezeu? Că Dumnezeu îi lasă, că ne-a creat liber. Dacă ne-ar suprima libertatea, s-ar contrazice pe sine însuși. Ne-a creat liberi și asta înseamnă responsabil. Și noi în libertatea noastră putem zice, da lui Dumnezeu, cum zice Fecioara Maria, iată roaba Domnului. Sau cum a zis Avram, am citit în textul, nu din Geneza 22, Avram a zis, iată-mă. Și noi când spunem, iată-mă, iată roaba Domnului, iată roaba ta, iată robul tău, Dumnezeu vine și își face lucrarea în viața noastră în mod minunat. Dar să lăsăm să o facă. Și să știm că El are daruri mari pentru fiecare dintre copii. Să încercăm să percepem așa cât putem noi ce mare daruri pregătește Dumnezeu pentru copiii noștri. Incredibil! Niciodată n-am putea noi să ne imaginăm la ce daruri a pregătit Dumnezeu pentru noi. Să lăsăm să o facă. Să rugăm să o facă, să lăsăm să o facă. Să lăsăm să fie Tatăl copiilor noștri, Binefăcătorul nostru, și să-și arate El în mod concret lucrarea de tată al văduvilor și al orfanilor. Da, Doamne ajută, Părinte Sărmuna. Am și o întrebare. Știm că pentru mântuirea sufletului trebuie să ne iubim aproapele. Cum să facem ca să ne iubim aproapele când El, zi de zi, schimbă fața Lui și comportamentul Lui? Mulțumesc! Primul rând, să vedem în El pe aproapele nostru. Și dacă El nu vrea să se facă aproape nostru, să ne facem noi. Cunoaștem toți foarte bine parabola Samaritanului milostiv. Dar nu suntem atenți, cred că, la un detaliu. Acolo, la sfârșit, întreabă Domnul pe acel învățător de lege, și dintre cei trei ți se pare că, în original apare, s-a făcut aproapele celui căzut de tâlhare. Este cuvântul egeneto. La traducere apare cine a fost, dar cine s-a făcut, ideea e că te faci aproapele. În mod concret, omul acela, samarineanul, s-a făcut aproape, măcar că teoretic nu era aproape. Era samarinean, era de alt neam, între evrei și samarineni era ură seculară, multe seculară. Evreii considerau pe samarineni mai rei decât păgânii, că ei schimbaseră legea lui Moise. Nu s-ar fi unit un evreu cu un samarinean. Vedeți, femeia samarineancă de la Ioan, capitolul 4, când Mântuitorul îi cere, dă-mi să beau, și spune, cum tu, iudeu, ceri de la mine să bei? Adică asta este o imită. Nu s-a aștepta. E samarineanul acela care, în perspectiva ideologiei generalizate atunci, era un dușman, s-a făcut aproapele. S-a făcut prin ce a făcut. Nu? S-a dat jos de pe animalul pe care călărea, l-a văzut pe cel tărar, a zis că este, nu este mort, ci numai jumătate mort. Așa l-a lăsat tâlhare, ci l-a lăsat pe jumătate mort. E tradus în el cu jumătate mort sau jumătate viu. Imitanii, așa e în limba greacă. A văzut că nu e mort, i-a făcut ce se numește azi, nu? O resuscitare, i-a curățat rănile, i le-a dezinfectat cu vin, avea la el, așa cei vechi purtau vin cu ei, că puneau în apă, să dea gust la apă, știți? Apa era uneori rea și vin sau oțet purtau cu ei. Soldații romani toți aveau două ploști cu ei,
la centură. Una cu oțet și una cu apă. Și cum deja puneau oțet ca să dea gust apei. I-a curățat rănile, i-a pus un de lemn, l-a legat, l-a pus pe... Și mai departe. Asta a făcut. S-a făcut aproapele. Ei, fratele acela care nu vrea să fie aproapele, fă-te tu aproapele. Dacă iudeul acela ar fi fost treaz, dacă ar fi fost sănătos, probabil că n-ar fi vrut să stea de vorbă cu samarineanul. Dar n-a avut ce face, că era rănit, grav rănit. E, samarineanul s-a făcut aproapele iudeului căzătălare. Așa trebuie să ne facem noi aproapele. Aduc aminte Maica Siluana, Dumnezeu să o odinească. Spunea că vorbea unui securist care urmărea și care te roga și spune: măi, ești urât, ești rău, n-am aș avea niciun motiv să te iubesc. Dar zice, Domnul îmi poruncește să te iubesc. Așa că ești aproapele meu, te iubesc, așa cum ești tu râu și urât. Nu e frumos? Să descoperim că putem să ne facem aproapele. Noi atâția aproape avem la cât ne facem aproape. Știți, fac un general, iubesc pe toată lumea. Asta e vorbă goală. Un pe toată. E aproapele nostru cel căruia ne facem aproapele. Ați înțeles? Și ne facem în mod concret. Făcând ceea ce a făcut samarineanul acela milostiv, care este un chip al Mântuitorului. De fapt, nu e vorba de Mântuitor în parabolă, e vorba de un om oarecare din Samaria. Și descoperi ce mare putere are iubirea. Când te trezești în fața unui om rău cu adevărat, și poate toți am avut ocazia asta, și ai Duhul lui Hristos și începi să pui acest Duh în față. Și răutății lui răspunzi cu dragoste și cu Duhul cel bun. Vezi cum se moaie. Nu te aștepți. Uimitor, nu te aștepți ce lucrări face Duhul lui Dumnezeu în inimile oamenilor răi. Atâtea lucruri minunate. Pune fratele Traian Dorz, care era urmărit de un... Știți cine a fost fratele Traian Dorz? Marele ostaș, marinoasea Domnului, marele poet, cel mai mare poet religios român. Era urmărit, făcut închisoare după închisoare, vreo 17 ani și cu totul. Și-l urmărea securitul, venea tot des în casa lui și răsturna totul și căuta manuscrise și tot ce avea acolo și... La un moment dat, în căsuța lui aia săracă, friguroasă, l-a îmbrățișat securistul. Fițierul securistului și a spus: domnule Dorz, nu credeți că noi n-am învățat multe de la dumneavoastră? Auziți? Îi lua manuscrisul, dar mai și citea probabil. Și dezlucrează Dumnezeu în mult și el ajunge să trăiască acest moment când cel care îl urmărea de ani de zile să spună acest cuvânt. Eu l-am cunoscut pe fratele Traian Dorz. Este nașul celui de-al treilea copil al nostru. Cristina noastră este fiina lui. Și i-a făcut o poezie la botez, pe care o citează de mai multe ori Părintele Teofil, pe care i-am spus poezia Părintele Teofil și el a reținut-o și a aplicat-o de multe ori. Să fie Cristina bună ca lumina, să fie ființa dreaptă ca credința, ca să poată crește plină de nădejde, și să-i fie firea dulce ca iubirea. Frumos, nu? Și fiind am vorbit de Părintele Teofil, spune dată Părintele Teofil, și aș vrea să-l cunosc pe Traian Dorz. Și am spus fratele Traian Dorz, uite, Părintele Teofil mi-a spus că vrea să vă cunoască. Și, prin surprinderea mea, fratele Traian Dorz și-a făcut timp și foarte curând
a venit la Sibiu la mine și să mergem la părintele Teofil. Am mers cu un tren, n-aveam mașină, am mers cu un tren până la Voila, cum se mergea atunci, de acolo cu ocazie, și am ajuns pe seară la Mănăstirea Sâmbătă. Ne-am dus la părintele Stare, străia părintele Veniamin, dar ne-am spus că e Traian Dors. I-am spus unchiul, pentru că Traian Dors era foarte urmărit. Era foarte urmărit unde călca, erau... Cred că părintele Veniamin a înțeles, dar știa și el multe. Și după aia am spus că ne-a cazat, ne-a dat camera acolo, ne-a cazat, că vrea să vorbim cu părintele Teofil. Da, imediat am zis la părintele Teofil. Era deja noapte când am intrat în camera părintele Teofil, nu niciodată, și el avea în cămăruța lui, în chilia lui, nu mare, dar avea un perete întreg cu cărți. Cu cărți pe brai, pentru orbi. Nu știu, ați văzut probabil cărți pe braie, că citești cu degetele. Când l-am îmbrățișat părintele Teofil, am spus la ureche, e Traian Dors, încă era părintele venit cu noi. Și atunci el a spus un cuvânt și imediat zice, vreau să vă citesc ceva frumos. Recent am citit. Și se urcă pe scăriță, că avea o scăriță, biblioteca lui era înăltuță, se urcă pe scăriță și ia din pipăi cu degetele, cotoarele, era scris pe cotoare tot cu braie, și scoate un volum, începe să citească cu degetele pe întuneric o poezie de Traian Dors. Oameni pe care îi iubim toți. Prin Traian Dors, îmbrățișat de acel ofițer pe care nu l-am mai văzut după aceea. A citit după aceea într-un ziar local că ofițerul Cutare a murit de cancer. Se vede că atunci când s-a dat seama că suferă de cancer, într-o situație cumplită, a socotit necesar să-l îmbrățișeze pe Traian Dors, să-i spună că a învățat ceva de la el, nu? Deci cum ne facem aproapele? Toți oamenii au nevoie de mila celorlalți, de dragostea celorlalți. Și cei care par mai bine instalați în lumea asta au nevoie de mila celorlalți, de dragoste. Mântuitorul ne-a învățat această cale minunată. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Totul spus aici. Apropo de relațiile noastre cu oamenii. Credeam că ați văzut un bilet. Binecuvântați. Aseară, azi dimineață, după Sfânta Liturghie, ați făcut o remarcație despre bisericile din România, că sunt cam îmbătrânite, adică goale de tineri. Da. Și lucru pe care îl știm fiecare dintre noi. Și
cumva ne simțim culpabilizați pentru acest fapt, pentru acest eveniment, pentru că bisericile din Paris, Roma, Londra sunt mai pline de tineri decât bisericile din țara noastră, mamă. N-am avut intenția. Nu, deci eu personal mă simt culpabilizat, nu de azi, de ani de zile. Și cred că sunt printre noi mai mulți, fiecare își cunoaște situația lui personală, dar ne suntem cumva ca într-un vârtej, pentru că avem fiecare copii, copiii au crescut. Noi poate ne-am întoarce acasă și astăzi, dar nu putem lăsa cei dragi ai noștri, pentru că sunt ai noștri. Și aș vrea un răspuns din partea Sfinției voastre. Am făcut o greșeală sau poate așa a fost voia lui Dumnezeu? Generația de sacrificiu. Aici era întrebarea mea. Suntem o generație de sacrificiu. Dumnezeu ne-a trimis aici ca să facem deci cunoscută lucrarea Lui. Eu consider că este lucrarea lui Dumnezeu aceasta. Ca să ajungeți aici să-L mărturisiți. Asta e chemarea. Bisericile Napus sunt pe moarte. O știți foarte bine asta. Și asta pentru că biserica a fost trădată de, hai să spunem cu un termen, leadership-ul ei. Ori a rânduit Dumnezeu așa, nimic fără voia Lui. Să știți că o lucrare așa mare ca cea la care asistăm noi acum, această mare diasporă ortodoxă, nu este o lucrare omenească. N-a putut-o nimeni prevedea sau gândi la măsură la care ea s-a realizat, se realizează. Dar mai ales n-a putut nimeni prevedea că oamenii aceștia, venind aici cu un scop să lucreze, să câștige bani, vor face biserici. N-a putut nimeni prevedea asta. E o lucrare minunată. Noi în viața, prima parte a vieții noastre, n-aș fi putut gândi că voi ajunge vreodată să vorbesc la Paris, într-o biserică plină de credincioși ortodoxi. Și iată că se întâmplă lucrul acesta. Deci Domnul vrea așa, nu-i ușor. Sigur, noi suntem între și între. Prima dată, luați loc, dacă vreți să mai puneți, după aia puteți după aceea să continuați întrebarea, da? Prima dată când au plecat oamenii să facă niște bani, au făcut niște bani și au refăcut casa de acasă, nu? Au făcut casă nouă, au mobilat-o, au pregătit-o, au făcut gardul, tot. Numai că nu au mai ajuns acasă, casa nouă. Cei mai mulți nu au mai ajuns. Casa a rămas tot singură. Planul lor era într-un fel, situația concretă este în alt fel și mai ales, cum spuneți bine, copiii te leagă. Obligă să stai cu ei. Te duci acasă, la cine se duci? Cei pe care ai, frați, părinți, dacă mai ai. Dar copiii își au colegii aici, prietenilor sunt aici. Degeaba îi duci acasă. Spui copilul, ce frumos e în satul meu, ce era cu tare, pădurea, valea, știu eu. Copilul vine acolo, se uită străin, câteva zile zice, ai acasă. Colegii lui, prietenii lui sunt aici. Asta e. Limba pe care o urește cel mai bine e limba franceză. El cu copiii, cu colegii lui vorbește franceză mai bine ca românește. Acasă vorbește românește, dar el se simte mai ca peștere în apă când vorbește limba țării, nu? Ei, e o lucrare minunată, dumneavoastră, să vedeți partea frumoasă a lucrurilor. Și ne putem întoarce, Dumnezeu să ne ajute dacă se poate,
dar ne putem și consola că suntem generația de sacrificiu. Ia gândiți-vă la evrei când au ieșit din Egipt. A fost o generație de sacrificiu. Au murit toți în pustie, erau și păcătoși, de asta au murit. Au murit toți în pustie, în afară de doi, că Iosua și Caleb au intrat în Canaan, dintre cei care au ieșit din Egipt. Ceilalți au rămas în pustie. Da, dar și lucrare mare se realiza prin ei. S-a creat un popor. Experiența pustiei, experiența exodului a fost experiența fondatoare a poporului ales al Vechiului Testament, nu? Toată Scriptura se referă la acele momente. Știți, psalmii, iarăși, iar în psalmi, mereu se referă la ce a făcut Domnul cu ei atunci. Așa să fie și urmașii dumneavoastră, să se refere iarăși, iară la experiența pe care au trăit-o prin părinții lor care, iată, traversează deșertul lumii occidentale ca să creeze din acest deșert o țară în care curge lapte și miere. Dar mai aveți să... Deci nu acuz pe nimeni, nu condamn. Sunt oameni care spun simplu, mă întoarceți acasă. Nu, eu nu văd că așa. Stați-vă în voia Domnului. Dacă Domnul vrea să stați aici, stați aici. Dacă vrea să întoarceți acasă, întoarceți acasă. Bine și într-un fel și în altul. Dar când cântărești, bine trebuie să fie bine pentru toți. Pentru copii și pentru părinți, nu? Dar important este, acest lucru important e ca aici să aduceți credința în fața ateismului practic al lumii în care v-ați mutat, care și la noi, de fapt. O crede că stăm noi mai bine. Pare că stăm mai bine puțin. Dar dumneavoastră sunteți aici energiile, colecția de energii necesare ca să arătați că Hristos e viu și că Dumnezeu n-a murit, cum cred cei de astăzi, și că Dumnezeu este viu și vrea să ne mântuiască. Vezi că vă spuneam ieri de acel cateism ortodox publicat în Franța. Dieu e vivant. Așa au socotit autorii ortodoxi să intituleze acest cateism unor, să le spună unor oameni care cred că Dumnezeu a murit, că Dumnezeu e viu. Dieu e vivant în catechism pour les familles, nu? Cunoaștem toți, sau aproape toți, acest cateism, care e tradus în românește. Eu l-am citit prima dată în franceză și mi-a plăcut foarte mult. Și dumneavoastră să arătați în mod concret că Dumnezeu este viu. Asta e chemarea noastră. Viu și că lucrează în viața noastră și în viața lumii. Doamne ajută! Cum trebuie să se pregătească tinerii căsătoriți pentru a avea copii? Ce ar trebui să facă înainte de a avea și ce ar trebui să facă? Înainte ar trebui să absolve școala iubirii. Nu? Copilul vine, trebuie să se nască într-o atmosferă de iubire și noi am învățat de iubire. Trebuie să învățăm iubirea. Iubirea se învață. Greșesc cei care, tineri fiind, cred că au știut toate. Știu ce iubirea, iubesc la nebunie, nu fac declarații nebune de iubire, numai că la primul hop arată că iubirea aceea e o vorbă goală. N-au învățat-o. Deci asta la școală iubirii să fie. Descoperim ce iubirea și iubirea o cunoaștem în Hristos. În El am cunoscut iubirea, că El și-a pus viața Lui pentru noi, spune Sfântul Apostol Ioan. Avem două texte la 3.16. Este Evanghelia de Ioan 3.16, care spune așa: Căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică.
Și la 1 Ioan 3,16. Deci prima dată în Evanghelia, acum suntem la Epistola 1 a Sfântului Ioan, tot 3 și tot 16. Unde apare și cuvânt. În aceasta am cunoscut iubirea, că El și-a pus sufletul Său pentru noi. Deci două texte despre iubire la 3,16. Ioan 3,16 și 1 Ioan 3,16. Și să vă puneți la școală iubirii. Învățați să vă iubiți unul pe altul cu adevărat, numai cu vorbă goală. Nu? Și ca să descoperiți iubirea, mai citiți și lecția aceea de la 1 Corinteni, capitolul 13. Sfântul Apostol Pavel dă un adevărat, așa, un imn al iubirii. Și Dumnezeu să vă ajute. Și descoperind iubirea, iubindu-vă foarte mult unul pe altul, va fi și copilul și copiii noastre roade ale iubirii. Și atunci totul. Iubirea e marea învățătoare. Când te lași la școala iubirii, înveți cum să trăiești frumos. Mulțumim. Să rămână, părinte. Am și avea și o mică întrebare. Ați vorbit adinea ori de femeie vădvă. Noi am fost o generație, bunica mea a rămas vădvă, mama mea a rămas vădvă, eu am rămas vădvă. Poate mi-a linat o durere din suflet, o, mereu. Ia de zile de la 30. Am fost 35 de ani, de 14 ani când am murit tata, de 35 de ani, fără tată, copiii mei au crescut fără tată, mama mea a crescut fără tată și 3 generații am fost fără de tată. Și mi-a lindat o durere, vă rog, din suflet. Mulțumesc! Da, și dumneavoastră să aveți această mângâiere a credinței că Dumnezeu este apărătorul, binefăcătorul, tatăl vădurilor și al orfanilor. Dar nu e ușor. Văduvia este un lucru greu. Deci, e greu și cu tată și soț și mai greu fără. Avem exemple de văduve sfinte. Avem în Evanghelia de la Luca acel exemplu al Anei. Și a văduvă, care era de mulți ani văduvă și care l-a primit în brațe pe Iisus și care mărturisea ca și dreptul Simeon despre ispruncul Iisus, că ea aștepta mântuirea lui Israel și Duhul Sfânt a descoperit și ei că Iisus este Mesia. Suntem la Evanghelia de la Luca, capitolul 2, versetul 36. Și era și Ana, prorocița fiica lui Fanuel, din seminția lui Asher, ajunsă la adânci bătrânețe și care trăise cu bărbatul ei 7 ani de la feciorea ei. Și era văduvă de 84 de ani. Acum, nu e foarte clar în text dacă era văduvă de 84 sau de era în vârstă de... Se pare că era în vârstă de... Textul nu e clar în original și aici e tradus că era văduvă în vârstă de 84 de ani. Deci de mulți ani. Mulți ani. Vă dați seama, după 7 ani, poate să căsorise pe la 16-18 ani, că se căsătoreau de vreme femei la evrei, de pe la 20 ceva de ani era văduvă, acum la 84 de ani. 60 de ani de văduvie. Și Dumnezeu lucrează în viața văduvilor noi așa de frumos, încât pe lângă fiecare biserică, cred, există măcar o persoană cu experiența unei văduvii îndelungate și care și-a sfințit viața prin greutățile prin care a trecut și prin încrederea în Dumnezeu.